szolgálj rá sát. Mindez. De be alasz, hogy ásolod. Igen. Locală, o reacție locală, roșață. Bine? Asta e ceva nouă. Mulțumesc, dragă. Spălați locul vaccinii, un pic local poate să ușească, să se implameze. Eu vă demonstrez. Bine. Seria. Termin de lăbunța. Așa,
mână liberă, să-ți ocupați. Stați un pic, să vedem datele, da? Da, stați un martie, în Republica Moldova a fost lansată campania de vaccinare a lucrătorilor medicali de la nivelul asistenței medicale primare cu vaccinul AstraZeneca împotriva COVID-19. Către Asociația Medico-Teritorială Buiucani, la ora 10:30, de către Centrul de Sănătate Publică, a fost repartizate 500 de doze de vaccin, iar la ora 11, la noi, în cadrul asociației, a fost demarată campania de vaccinare. Până la ora 14:45 avem deja vaccinați 87 de colaboratori, asta însemnând medici de familie, asistente medicale din cadrul medicinii de familie și medicinii specializate, infirmiere, șoferi, plus și avem lucrători din blocul administrativ. Niciun medic, niciun colaborator până acum nu a prezentat o careva reacție adversă și absolut toți și-au urmat activitatea în dependență de domeniul pe care îl are. Avem de vaccinat 447 de colaboratori din cadrul AMT Buiucani, plus avem de vaccinat colaboratorii din centrele de sănătate din suburbiile afiliate sectorului Buiucani și asistența medicală urgentă, vorbim despre etapa actuală de vaccinare, care este dislocată în Centrul Medicilor de Familie 5. Îndemn absolut toți lucrătorii medicali și colaboratorii din instituțiile medicale din orice activitate medicală pe care o au, să facă vaccinul, pentru că doar prin vaccinare putem eradica pandemia prin SARS-CoV-2 și ne putem proteja pe noi, îi putem proteja pe cei dragi nouă și respectiv putem activa în continuare în beneficiu tuturor pacienților. Am să rog și colegele mele să vie cu un îndemn. Doar o întrebare. Prezentați-vă, rog. Sunt Lina Baranov, vicedirector în cadrul Asociației Medico-Teritoriale Buiucani. O întrebare doar. Toți angajații de aici sunt dispuși să se vaccineze sau sunt care sunt mai sceptici față de vaccin? Toți sunt dispuși pentru vaccinare. Ezitarea la vaccin a fost întotdeauna. Să nu uităm că, din păcate, ne-a prins vremea și cu colaboratori care sunt în izolare și colaboratori care fac boala, propriu-zis. De aceea își revin și după care își fac vaccina. Câți dintre angajați sunt acum infectați? Nu pot să vă dau o cifră acum sigură, dar Asociația Medico-Teritorială Buiucani, pe toată perioada, am avut cei mai puțini colaboratori infectați din municipiul Chișinău. Ați venit cu un mesaj către oameni, către cei care nu respectă măsurile? Întotdeauna am fost întrebați care a fost cea mai grea etapă până acum, pentru că de un an muncim cot la cot alături de toți colaboratorii, de toți lucrătorii medicali. Cel mai greu pentru noi este faptul că populația totuși nu vrea să înțeleagă și nu respectă regulile și îndemnul care este și care vine de la noi, în primul rând, de la lucrătorii medicali. Mă refer la purtarea corectă a măștii, spălarea pe mâini, distanța fizică și nu socială, pentru că desocializat socializăm, doar că respectăm distanța fizică. Mulțumesc. Tatiana. Da, bună ziua. Tatiana Botizatu, medic orele din cadrul AMT Buiucani. Să răspundeți cum vă simțiți, primele senzații după vaccin. Deci sunt deja câteva ore de când am fost vaccinată, mă simt foarte bine. Acea mică înțepătură care abia perceptibilă a fost în regiunea brațului, vreau să zic și posibilele
reacții care ar fi putut fi de la orice vaccin, nu doar de la vaccinul împotriva SARS-CoV-2, sunt practic o bucurie și o liniște, căci va fi mult mai bine decât să suportăm acea boală care este foarte necruțătoare față de viețile omenești. Sunt perfect. Mulțumesc. V-a luat timp să luați această decizie sau ați fost convinsă deodată? Ați așteptat dozele de vaccin? Am fost convinsă din primul moment când se vorbea că se pregătesc vaccinele, am fost convinsă că voi fi vaccinată și voi merge cu acest mesaj către toți, absolut către toate cunoștințele și toți prietenii, rudele, apropiații. Da, trebuie să ne vaccinăm, doar așa putem scăpa. Dar ați fost infectată sau încă nu? Ați da, suferit, da. Da? Eu am suferit de boală, deja sunt câteva luni de la boală și mă simt bine. Dar știu că cei care au anticorpi deja nu ar mai avea rost această vaccină. Nu este adevărat. Dacă vom citi sursele de informații cele veridice care sunt referitor chiar și la vaccinul AstraZeneca, o să vedeți că formarea de anticorpi este cu mii și mii, peste zeci de mii mai mult decât sursa de anticorpi după o boală suportată. Este important pentru dumneavoastră producătorul vaccinului? Nu, nu este important absolut, este vaccin. Toată lumea produce vaccini, sunteți vaccinați și voi și noi și toți de mici copii și vaccinul este un vaccin și vaccinul trebuie pus pentru a eradica infecția. Cât de important este acum vaccinarea lucrătorilor medicali? Este foarte important să fie vaccinat fiecare lucrător medical, deoarece el să nu transmită mai departe o posibilă infecție pacienților săi. Este important nu doar lucrătorii, dar și fiecare persoană să fie vaccinată, fiindcă doar așa va putea să-i protejeze inclusiv nu doar pe sine, dar și pe cei de în jur. Și am zis și am să mă repet, suntem responsabili nu doar pentru sănătatea noastră, suntem responsabili pentru toți cei care se află de lângă noi. Și dacă noi vom purta și vom promova sănătatea, o să putem să-i protejăm și pe ei. Cum a trecut acest an de COVID pentru dumneavoastră? Pentru toți anul este greu, nu doar pentru medici, absolut pentru toți. Cu siguranță a fost un an foarte greu. El continuă să fie greu. Eu astăzi am început să mă bucur de timpul de afară, că plouă, ninge și bate vântul. Poate asta măcar un pic îi va ține pe populație acasă, să nu iasă în masă afară. Și respectiv, după perioada de incubație câteva zile, poate vor fi mai puține infectări. Deci este necesar să promovăm populația să fie mai responsabilă, să nu căutăm vina în altcineva, că acel este vinovat sau altul. Fiecare suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Bună ziua! Prezentați-vă! Diacon Natalia, asistent șef în cadrul Centrului Consultativ de Diagnostic Doicani. Înțelegem că astăzi a venit și rândul dumneavoastră să primiți acest vaccin, dacă l-ați acceptat și l-ați așteptat. Da, este adevărat. Mi rămâne doar să rămân recunoscătoare întregii mari echipe a Republicii Moldova care au participat la achiziționarea acestui vaccin și în continuare echipelor care se vor ocupa de realizarea însă și a procesului de vaccinare în țara noastră. Iată-și că, într-adevăr, vaccinul a ajuns și în cadrul instituțiilor medicale primare. Sunt mulțumită că am realizat această procedură. A fost o procedură obișnuită, dacă e să mă refer la însăși procesul de vaccinare. Însăși manovra a fost una foarte simplă, fără, practic, anumit un disconfort oarecare. Acum vă simțiți mai protejată? Credeți că trebuie să urmăriți cu strictețe toate aceste restricții odată ce sunteți vaccinată? Cu siguranță nu trebuie să ne oprim aici și să ne dăm frâu liber deja, adică în continuare a tuturor acelor restricții, da? Deoarece fiind deja într-un an de plin de pandemie, nu am trecut prin boală, am ajuns la acest proces de vaccinare fără a trece prin boală și nu consider că ar trebui să mă opresc aici, de mâine scot masca și merg afară liber. Noi toți trebuie să fim conștienți că în continuare trebuie să fim vigilenți în lupta până la capăt cu acest virus. Cea de-a doua doză? Cea de-a doua doză se face la o diferență de 8 săptămâni sau 51 de zile.
Alege fiecare în pas când dorește? A doua doză este neapărat să o faci. Perioada în care să o faci, alegeți dumneavoastră. De obicei ne vom strădui aici în cadrul la Mete Buicani să fie la fel un proces organizat și să nu fie abatere de la, adică însă și perioada asta care este indicată în a face următoarea doză de vaccin. Mulțumim!